Bine v-am regăsit, copii, la Biblia pentru copii, primul volum care se numește Noe și poporul credinței. Astăzi vom citi povestea 40 de zile și 40 de nopți de ploaie. Ploaia a căzut timp de 40 de zile și 40 de nopți. Potopul a fost atât de mare încât a acoperit și cele mai înalte vârfuri ale munților. Nimeni și nimic nu a mai supraviețuit pe pământ, doar Noe, familia lui și animalele s-au salvat. Dumnezeu îi vegea. Când s-a oprit ploaia, Noe a trimis un corb să caute uscatul. Corbul s-a întors fără să fi găsit vreo bucată de uscat. Așa că Noe a trimis un porumbel și porumbelul s-a întors exact precum corbul. Dar când Noe a trimis a doua oară porumbelul, acesta s-a întors cu o ramură de măslin. Pasărea dăduse de uscat. Apoi Noe a trimis porumbelul pentru ultima oară, dar de data aceasta porumbelul nu s-a mai întors. Am pus capăt potopului, i-a spus Dumnezeul lui Noe, acum poți părăsi arca. Așa că Noe a deschis ușa și a chemat pe toată lumea afară din barcă. Fiecare dintre animalele lui Dumnezeu a ieșit din barcă, desmorțindu-și picioarele și adulmecând aerul curat și proaspăt. Era minunat să meargă pe uscat după atât de multe zile pe mare agitată. Noapte bună, copii! Să ne regăsim cu bine și la alte povești din Biblia pentru copii.